Zona de nord a județului Mehedinți a fost zilele trecute gazda Festivalului Național de Folclor Munte Munte Brad Frumos, aflat la a 24-a ediție. Acesta a strâns în Baia de Aramă un număr de 18 concurenți talentați din județele Iași, Brăila, Dolj, Gorj și Caraș-Severin. Manifestarea competițional-folclorică a devenit de tradiție prin continuitatea sa de-a lungul anilor și prin promovarea folclorului muzical. Unzuliță, sal și oară, inimioară, inimioară. Concursul organizat de Centrul Cultural Nichita Stănescu al Consiliului Județean Mehedinți a avut loc vineri seară pe două secțiuni, interpreți vocali și instrumentiști, iar spectacolul organizat de către Primăria Baia de Aramă și Consiliul Local a strâns mii de participanți din toate zonele limitrofe, focul de tabără întregind atmosfera de sărbătoare în frumoasa poiană din oraș. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care de fiecare dată a susținut tradițiile din frumosul nostru județ. Dați-mi voie să invit alături de mine pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, și pe domnul prefect Alin Isuf, care au contribuit la organizarea acestui festival. Vă mulțumesc pentru și la reușita sa. Vizită și reușită. Și bine ați venit, dragii mei munteni, pe acest râm minunat, binecuvântat de bunul Dumnezeu, în Valea Brebinei, sau la poligon, cum este cunoscut de către locuitorii comunității noastre. Și mă bucur că sunteți în număr atât de mare și faptul că citesc pe chipurile dumneavoastră bucurie, zâmbet, pentru noi este un câștig. Înseamnă că dăm calitate acestui eveniment, festivalul Munte Munte Brad Frumos. Bună seara, dragi locuitori ai orașului Baia de Aramă, dragi locuitori ai zonelor limitrofe și tuturor celor care, din drag pentru județul Mehedinți și în special pentru zona de nord, ați venit la acest festival care, iată, a ajuns la a 24-a ediție. Totul se desfășoară perfect, într-o locație extraordinară, cu mulți participanți, pentru că este un moment pe care, cel puțin asta este convingerea mea, locuitorii orașului Baia de Aramă îl așteaptă de un an de zile. Ionuț, schimbarea locației, cred că a fost de bun augur. Într-adevăr, ne arată că acest festival Munte Munte Brad Frumos se desfășoară, într-adevăr, într-o zonă de munte, pentru că această zonă de munte, orașul Baia de Aramă și comunele învecinate, reprezintă cea mai frumoasă zonă a noastră, cu un potențial turistic deosebit de ridicat și sunt convins că tu știi, alături de colegii tăi, să pui în valoare acest potențial al localității. Consiliul Județean Mehedinți a fost, este și va fi alături de tine ca primar și de toți locuitorii orașului Baia de Aramă. Mulțumesc, domnule președinte! Te felicit pentru tot ceea ce ai dovedit în această perioadă și pentru sufletul pe care l-ai pus în organizarea acestui eveniment. La eveniment a participat și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, alături de senatorul Liviu Mazilu, deputatul Cornel Folescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ramona Cupă, mulți primari și consilieri județeni. Aceștia au dorit să fie alături de oameni, pentru că astfel de evenimente fac parte din bogăția culturală a județului. Sunt de aproape 2 ore la acest frumos spectacol. Am văzut cât de bine este organizat. Am văzut interpreți foarte buni, talentați, ceea ce este și o speranță pentru cultura populară, pentru folclorul nostru, pentru elementele noastre de autenticitate. Și cine putea să se ocupe mai bine de un asemenea eveniment decât domnul primar Ionuț Tudorescu, care și dumnealui este un interpret cunoscut, un interpret foarte apreciat la nivelul județului nostru și nu numai. Orchestra Danubius, condusă de dirijorul Marian Magheru, a încântat sufletele celor prezenți alături de îndrăgiții artiști mehedințeni și nu numai, prezenți pe scena festivalului. Publicul este extraordinar ca de fiecare dată, organizare ca la carte, se vede amprenta Centrului Cultural Nichita Stănescu, se vede munca atâtor oameni,
și sperăm că și de această dată ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Artiști renumiți, cum a fost, cum ați reușit să colaborați bine cu ei? Da, am reușit să colaborăm foarte bine pentru că au urcat pe scenă artiști profesioniști care știu ce înseamnă un spectacol de o asemenea învergură și totul a mers caracat. Manifestarea competițională folclorică a devenit deja tradiție prin continuitatea sa de-a lungul anilor și prin promovarea folclorului muzical. Zona etnofolclorică bogată în tradiții Baia de Aramă a fost și a rămas în reper pe harta festivalurilor de profil naționale. An de an căutăm calitate, să ridicăm calitatea acestui festival. Ne aflăm încă la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Munte Munte Braț Frumos. În ceea ce privește concurenții, eu zic că s-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre, a organizatorilor, a juriului, și știu că s-a deliberat aseară și în această seară, fiind și ultima seară de festival, vom vedea cu adevărat cine a câștigat și unde va merge marele trofeu și premiul 1, 2 și 3. Lângă concurenți, pe lângă festivalul concurs, am avut și interpreți de valoare din țară și aici aș enumera pentru aseară pe maestru Nicu Novac, Sand Argint și, bineînțeles, Luduța Lupău din Ardealul nostru frumos. Și în seara aceasta pe cine aveți? În această seară o să cânte bunul meu prieten Cosmin Bârlan, Marian Medregoniu. Îl așteptăm, deși are două spectacole și știu că aleargă de la Craiova, să ajungă în timp util. De asemenea, doamna Nina Predescu, doamna Emilia Nanu Drăgătoiu. Bineînțeles că se va încheia cu o seară de vis, un recital de excepție pentru Olguța Remus Novac. Iar finalul va fi un super foc de artificii. Laureații acestui festival și-au construit un destin muzical remarcabil, Festivalul Național de Folclor Munte Munte Brad Frumos, fiind un moment semnificativ în evoluția lor muzicală și în recunoașterea calităților vocale, interpretative, a repertoriului specific zonei de origine și a costumelor populare care au constituit valoarea prezenței scenice remarcată de membrii juriului, specialiști în domeniul etnologiei, folclorului și etnomuzicologiei.